Mass media, stimați parteneri, în primul rând vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre și ați venit la conferința de presă de lansare a proiectului intitulat RoboClub. Deci ce este robotica este scris la dumneavoastră în comunicarea de presă, doar succint, RoboClubul este o inițiativă educațională bazate pe programele Lego Education și se implementează în premieră în Republica Moldova, deci pe baza Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico și în câteva instituții educaționale. Ca beneficiu, elevii vor fi instruiți să asambleze, să programeze roboți, astfel încât să realizeze diferite sarcini. În continuare, deci și detaliat, vor vorbi și partenerii și specialiștii din domeniu. Permiteți-mi să ofer cuvânt ministrul Educației, Maia Sandu. Mulțumesc! Bună ziua! În ultimul timp vorbim tot mai mult despre necesitatea transformării școlii. Vrem să construim o școală interesantă, unde învățăm nu doar concepte teoretice, dar și cum să le aplicăm. Vorbim despre o școală în care să putem să obținem competențe concrete, inclusiv competențe digitale. Vorbim despre necesitatea integrării disciplinelor și multe alte lucruri. Acest proiect pilot pe care îl lansăm astăzi este un pas concret în această direcție. Și chiar dacă vorbim doar despre o disciplină extracurriculară, pentru că robotica nu devine o opțiune sau o disciplină obligatorie, această activitate poate fi foarte utilă în însușirea disciplinilor obligatorii, cum ar fi matematica, științe, tehnologii. La prima vedere, robotica pare a fi un lucru exotic. În realitate însă este un lucru care se înscrie foarte natural în metodele pedagogice moderne, pentru că aceste metode astăzi pun accentul pe capacitatea, pe competența elevilor de rezolvare a problemelor complexe, strategice, de lucru în echipă, de integrarea și de aplicarea cunoștințelor, toate aceste lucruri care sunt extrem de importante pentru educația secolului 21. Mai important, asemenea tip de educație poate fi foarte atractiv pentru elevi, pentru că făcând niște lucruri foarte practice, e mult mai interesant să stai la ore și să înțelegi inclusiv concepte din fizică și matematică decât să le înveți în mod teoretic atunci când ele par foarte complicate și foarte plictisitoare. Ori aici, construind, elaborând anumite chestii, apare o motivație naturală de a te perfecționa, de a învăța lucruri noi și de a construi lucruri și mai sofisticate. Un element motivator important este că robotica poate să ne ajute să înțelegem mai bine tehnologiile informaționale ale viitorului. Faptul că acestea sunt foarte interactive, faptul că acestea pot fi cu ușurință adaptate și că tehnologiile sunt autonome. Tehnologiile nu mai sunt domeniul unui număr îngust sau grup îngust de specialiști. Tehnologiile deja și-au câștigat teren în viața noastră și vor deveni tot mai prezente în școală, la locul de muncă, dar și în activitățile de recreare ale oamenilor. În același timp, este ușor de înțeles că tehnologiile vor deveni tot mai complexe și mai inteligente și noi toți, dar în special elevii și tinerii, trebuie să fie capabili ca să înțeleagă aceste tehnologii și să poată să le folosească. Proiectul RoboClub este destinat pentru elevii claselor a 4-a și a 12-a, până la 12-a și este lansat în fază pilot, așa cum s-a menționat, la Centrul pentru Copii și Tineret Artico, dar mai discutăm și opțiunea extinderii acestui pilot în câteva instituții din Chișinău, licee sau colegii, vom vedea care sunt aceste instituții care se potrivesc mai mult. După care, evident că ne dorim, dacă faza de pilot va fi una de succes, o extindem la nivel de țară.
În aceste centre și școli vor preda profesori care vor fi instruiți de colegii noștri din Estonia, o țară care are experiență mare în acest domeniu, pentru că acolo există peste 130 de cluburi de robotică și noi contăm foarte mult pe experiența colegilor noștri. La final vreau să mulțumesc tuturor partenerilor acestui proiect pentru sprijin și vreau să-mi exprim speranța că vom reuși rapid să extindem proiectul la nivel de țară, astfel încât tot mai mulți copii să poată să participe la asemenea activități. Mulțumesc! Vă mulțumim! În continuare oferim cuvântul viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicației, domnul Vitalie Tarlev. Venim cu un mesaj de suport pentru acest gen de inițiative, reprezentând autoritatea publică cu competențe în domeniul societății informaționale, vreau să spun că întreaga societate în următorii ani va deveni informațională, întreaga societate se va confrunta tot mai mult cu această presiune din partea industriei, din partea noii generații pentru deprinderi, pentru aptitudini digitale, pentru tot ce înseamnă nou. Vreau să remarc că în câteva săptămâni în urmă internetul a împlinit 20 de ani, avem o generație de tineri, de copii care nu cunosc lumea fără internet și în acest sens guvernul întreprinde toate măsurile necesare pentru a crea, pentru a dezvolta mediul favorabil proliferării tehnologiei informației în diferite domenii. Acest proiect, această inițiativă este un exemplu reușit de combinarea eforturilor industriei, interesul industriei și necesităților domeniului academic, domeniului educației. Sperăm că prin asemenea măsuri se va reuși crearea platformei, crearea mediului necesar pentru dezvoltarea aptitudinilor digitale la noua generație, la copii. Prin aceste elemente, aș spune eu, simple de combinare a diferitor module, prin exerciții simple de programare, se va reuși schimbarea atât a viziunii, a opticii lor asupra vieții, cât și a celor ce înconjoară, a familiilor lor, a colegilor, a profesorilor, și vom veni în permanență cu un mesaj de suport în acest sens, vom stimula și vom orienta industria pentru a veni cu asemenea proiecte și ca eforturile guvernului să fie cât mai concertate în acest domeniu, de comun cu instituțiile de profil, inclusiv cu Ministerul Educației, am depus eforturile necesare pentru a ordona activitățile guvernului în acest sens printr-o strategie care vizează dezvoltarea societății informaționale și în care crearea deprinderilor, abilităților de utilizare a noilor tehnologii ocupă un loc central, este unul din pilonii de bază a acestui efort al guvernului și sperăm că prin asemenea măsuri vom reuși să implementăm pas cu pas obiectivul care l-am propus. Mulțumesc! Vă mulțumim. În continuare oferim cuvântul managerului senior de proiecte USAID, Sergiu Botezato. Bună ziua! Este o deosebită plăcere pentru mine să particip la acest eveniment. Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite, pe parcursul a circa 9 ani, deja susține dezvoltarea sectorului tehnologiei informaționale în Republica Moldova. Pe parcursul acestei perioade deja s-au lansat un număr de activități care au sporit dezvoltarea acestui sector și vreau să menționez că acest eveniment la fel vine în a acorda un imbold dezvoltării sectorului tehnologiei informaționale în Republica Moldova. Este la acest capitol avem o anumită deja experiență prin lansarea sistemului de sau platformei de Cisco Network Academy
și mai bine zis Cisco IT Essentials, de certificare internațională a copiilor și studenților care doresc să-și facă o carieră în acest sector. Și acest eveniment, așa să zicem, este un eveniment de lansare a proiectului platformei RoboClub. Este un bun venit, să zicem, a roboților în Republica Moldova și sperăm foarte mult ca cu ajutorul partenerilor noștri și prietenilor noștri din Estonia, de la Ministerul Educației, Ministerul Tehnologiilor Informaționale, Asociații ATIC și multor altor prieteni, inclusiv și profesorii și copiii care sunt astăzi la lecții, dar sperăm că în curând vor fi participanți activi în acest proiect. Sperăm că cu ajutorul dumnealor să dăm o amploare națională acestui proiect. Ca și în proiectul Cisco Network Academy, astăzi avem deja, dacă la început erau anumite suspiciuni și dubii chiar și din partea specialiștilor, astăzi avem sute de profesori și mii de elevi și studenți care sunt implicați în acest proiect. Așa sperăm să avem și un succes similar și în lansarea acestei activități. Eu aș putea vorbi mult la această temă, dar cred că cu toții suntem curioși să vedem acești roboți în acțiune și vreau să salut încă o dată această lansare și vă doresc succes la toți în continuare. Vă mulțumim. În continuare oferim cuvântul doamnei Ana Chiriță, director executiv ATIC. Mulțumesc mult, stimată doamnă ministră, stimate viceministru, onorată asistență. Aș vrea să zic că deci toate inițiativele de fapt pe care le lansează Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC tind sau au drept scop dezvoltarea acestui ramuri industrii, tehnologie, informații și comunicațiilor, care aduce o valoare adăugată și prin inovație și prin tot ceea ce face în viața de zi cu zi pentru cetățeni, business, societate. Această inițiativă de robotică, de fapt, vine din mai multe surse, hai așa să spunem. De exemplu, Statele Unite ale Americii au implementat ca curriculum obligatoriu în școală robotica, pentru că acest lucru ajută dezvoltarea creativității, a competențelor aplicative și facilitează ulterior anume acel mindset care permite de a fi încadrați în câmpul muncii în domeniul IT. Este foarte important pentru noi ca să existe cât mai mulți specialiști în domeniu, pentru că Moldova poate face o diferență pe plan internațional, cât de absurd n-ar părea acest lucru și totuși avem o industrie care este competitivă și dacă nu creăm astăzi acei viitori specialiști, probabil își va pierde această competitivitate. Totuși, după cum s-a mai menționat, avem drept scop să lărgim această rețea și vreau să fac un apel către toți cei care doresc să fie parteneri în proiect, companii private sau donatori sau parteneri de dezvoltare, deci oricine este interesat de această inițiativă, ei pot apela și noi vom găsi instituții relevante care vor implementa acest club de robotică. Totodată pe partea de instituții, dacă sunt doritori care ar dori să vadă acest club la ei în școală sau în centru de tineret,
Suntem deschiși pentru a evalua oportunitatea de a deschide și în această instituție acest club. Toate informațiile pot fi găsite pe site-ul asociației, care este ict.md. Coordonatorii care sunt și în sală puteți discuta și cu ei după aia ca să transmiteți mesajul. Și ca să fie doar scurt, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi să mediatizați acest eveniment de o mare amploare. Mersi. Vă mulțumim. În continuare trecem la un discurs mai în acțiune și oferim cuvântul optimiștilor reprezentanți din Estonia, Heilo Altin, reprezentantul ONG Robotica. Hello everybody, my name is Heilo and we are very happy to be here today and tomorrow and the day after to train the first teachers. And I won't say much, but I would say that in Estonia we use these robots since kindergarten up to university. They are so widespread in a way that it's just not a plastic box. It can be very difficult also, but people very often seems to think that Lego is just something that you cannot use in difficult way, but I cannot even use it. So we also deci, în primul rând, dumneavoastră vă salută pe toți. Se numește Heilo, vine din Estonia și se va afla în Moldova pe parcursul următoarelor câteva zile pentru a oferi un curs de instruire viitorilor profesori care vor preda acest curs în Republica Moldova. Și spune că acolo în Estonia roboții au devenit ceva, un lucru care este utilizat începând de la grădinițe și până la universități. Deci nu este doar o cutie sau ceva la care te uiți, dar ceva care este funcțional și care poate fi utilizat oricât de complicat nu ar părea la prima vedere. As I said, we are using these in universities and in Estonia, ICT companies start to understand now how much they need to invest in education, and we are not that far in that way. So if initiative in Moldova comes from the ICT companies, it's we are very happy on that, because it comes from the heart and it comes from the need. Și deci, după cum am menționat, cursurile de robotică sunt implementate pe larg în universitățile din Estonia și inițiativa acolo a venit din partea companiilor private din domeniul ICT. Și este un lucru foarte important pentru că antreprenorii au înțeles că este necesar să se investească în domeniul educațional pentru a avea ulterior specialiști profesioniști. De aceea, mă bucur dacă și în Moldova această inițiativă vine la fel din partea companiilor private care înțeleg importanța inițierii acestui tip de proiect în Republica Moldova. The last thing I would say is that there was once a wise man who said that this is not about people building robots, it's about robots building people. Și cineva, un om deștept, a spus odată că robotica nu înseamnă că un om, deci oamenii fac roboți, de fapt este invers, roboții fac oamenii. Eu am înțeles că va fi și prezentarea. Basically, this is just a Lego.
Please raise hands who has a Lego pieces at home. And you can build basically everything out of Lego. So this is the newest Lego platform, and this is a base model. Actually, it has many motors, sensors, and brains, so it's just a model. Deci acesta este un model de bază care are foarte multe motoare și senzori și așa numiți creieri. The best way is not just to show, but to learn with it. But we have a demo program here, and actually kids can also solve missions on a demo mats like this. So this is called Mars mission. It has many missions on it that robots has to solve. Okay, this is a Mars mission. It is also a product of Lego Education, and students have to build robots that solve different missions on this mat. We have not all the missions here, but for example, the robot has to come from the base and lift this to bring the Mars rover to home. Deci această misiune este numită misiunea MAS și ea face parte din programul Lego Education. Și sunt incluse în acest program mai multe misiuni, aceasta este doar una dintre ele. Deci robotul, acțiunea, este, robotul poate fi lansat de aici, de pe această platformă, da, și merge acolo, pe Mars. And hopefully teachers will be solving all the missions tomorrow and day after. Iar mâine și poimâine noi împreună cu viitorii profesori care vor preda acest curs vom rezolva acest gen de misiuni și încă multe alte tipuri de misiuni. I will shortly demonstrate the sensors of this robot, which are the base sensors. Pe scurt voi demonstra senzorii acestui robot care sunt senzori de bază. So the first sensor is the gyro sensor, which makes the robot to turn how many degrees you say it want to turn. So every time I press the button, the robot turns with the sensor, which is here. Gyro. Primul sensor se numește gyro, sensorul gyro, care ajută robotul să se rotească. It is the sensor that is inside every mobile phone, basically. Și important este că acest tip de sensor noi îl avem practic în fiecare telefon mobil. The next sensor is a touch sensor, which is just a button. So if it hits everything, something, it will turn around and drive another direction. You can put your leg in front of it. Și al doilea sensor este un senzor de obstacole, deci el detectează obstacolele. Dacă îi pui în față ceva, el o să se oprească. Se întoarce în direcția opusă. Now the next sensor is ultrasonic sensor. This time the robot does not need to have contact, so it can see from the distance if something is in front. Basically, it's a cleaning robot. Put a broom on it and it cleans the floor. Deci următorul sensor este un sensor ultrasonic. În principiu nu are nevoie de o barieră fizică. El poate detecta de la distanță bariera și se poate opri. The last sensor is a color sensor, and we have a program on it. If the robot sees something red, it goes crazy. Și următorul sensor este un sensor de culori și avem un program inclus în el, deci dacă robotul vede ceva roșu, el nebunește. So let's see if it works. I will not show red first, I will show something like this, nothing, something, reacționează. Dacă punem, de exemplu, pe... Nothing, red, oh, you have red. Cine are roșu? And the robot went crazy. Și robotul a început să nebunească. So this is just a base model, but students can build anything else out of it. Like here we have a tank that Ramon will make a move. Deci robotul acesta a fost unul de bază, însă sunt foarte multe alte tipuri de programe pentru roboți. Acesta, de exemplu, este un robot tank care se mișcă.
And I did a couple of missions on that field also. I don't know if this works, but if they don't, there is always a saying that those who cannot, who don't know how to do it, they will teach. Și deci mai sunt și alte diferite tipuri de misiuni. O să încerc să demonstrez dacă ceva, în caz că ceva nu merge, nu reușește, pentru cei care nu știu și nu li se primește, asta întotdeauna se poate de învățat. It will take a little 1 minute to start up. So if anybody has any questions meanwhile. Deci cam va lua un minut ca să înceapă, dacă cineva între timp are vreo întrebare. In practical terms, what does a student have to learn from that? What does it mean if a robot reacts to red or something? But in global terms, what is the point? I mean, what does the student learn? The point is that if you learn to program, today basically learn to program on computer, and the feedback you get is on the screen. But in that case, the feedback you get is physical, and what scientists have discovered that when you get a physical object and a physical feedback, the effect is much greater, because we don't want to teach robotics. This is not the point. We don't want to teach physics, math, and all the STEM subjects with the help of robots. It's just a tool, and when they need to use knowledge from physics to solve a problem with the robot, they will remember that. To tell you the truth, I understood the Ohm law, which is electrical law, in university. I learned it in high school, but I truly understand it in university. So that's the point what we want to reach, that if they learn it in school, they will understand it. And I think robot helps that in the best way. Zice că cel mai bine, deci programarea, există programarea la calculator care o vezi pe ecran, iar asta în principiu nu este atât de util precum este programarea acestor roboți, ale căror rezultatul vezi fizic, vezi acțiunile pe care ei le realizează în baza programării pe care ai efectuat-o. Și asta funcționează și în ceea ce privește studiile, cursurile de la școală, de exemplu, pentru ei nu este atât de interesant dacă ei nu văd rezultatul palpabil sau fizic al ceea ce învață ei la cursurile de fizică sau de matematică. În schimb, aici, când vor începe să implementeze deja cunoștințele de bază pe care le capătă la aceste cursuri, subiecte, pentru ei va deveni mult mai interesant. So the robot is ready. Now, as you typically know, if there are so many cameras and journalists, things never work. Dar din câte, deci robotul acum este gata de acțiune, însă după câte, din câte știți, dacă sunt foarte mulți jurnaliști, de regulă și camere, lucrurile nu prea merg. But things should not work. Do you know why? Should not work. Yes, they should not work first. Dar lucrurile nici nu trebuie să meargă din prima și știți de ce? And the reason is that if everything would work the first time, we would not learn anything. Că dacă lucrurile ar merge din prima, atunci noi n-am mai învățat nimic. And it did not work, but I will try it again. După cum am spus, nu a funcționat chiar bine, dar o să încerc încă o dată. I think the robot had a really bad travel. Cred că robotul a avut o călătorie nu prea reușită. Almost. Let's see if the third try comes together. It worked in Estonia. It's a problem. Okay. Questions. So this is typically students must do in school. Vă mulțumim foarte mult. Ulterior vor mai fi posibilități de a mai viziona. Deci să exersăm. Ne-am expus, am admirat. Acum, dacă ne permite, să trecem la momentul oficial, deci semnarea memorandumului. Permite
permiteți-mi să vă prezint doamna Doina Nistor, director proiecte USAID C2, de asemenea partenerul nostru, care îi mulțumim foarte mult că s-a implicat în proiect. Până ce se semnează, vreau să mulțumesc și viceministrului educației, domnului Igor Grosu, care el personal fiind în Azerbaidjan, deci a văzut cum copiii au fost activi. Da, activ și inventiv și am spus de ce nu poate fi implementat și în Moldova. De asemenea, țin să mulțumesc doamnei Ionela Ciuhrii, apropo și o felicit cu ziua de naștere, care la o discuție cu domnul Igor Grosu, ea a spus, eu știu unde se poate de implementat. Vă mulțumesc foarte mult. Am rămas doar eu. Deci, în continuare, suntem dispuși să vă răspundem la întrebări. Deci, cred că domnul Doina Nistor o spui, sprijinul financiar al cui? Este sprijinul financiar al proiectului USAID, C2, creșterea competitivității și dezvoltarea întreprinderilor, care va finanța primele seturi de roboți pentru 3 instituții. De asemenea, avem și instruirea profesorilor, de asemenea, avem și un partener privat, Starnet, care va mai finanța o școală pilot. Deci, la etapa pilot, vor fi 4 instituții în program. Fiecare vor avea câte un set de roboți de bază. Deci fiecare robot de bază costă în jur de 500 de euro, cam dumneavoastră puteți să calculați singură investiția. Evident, tirajarea sau replicarea programului la nivel național ar fi un pic mai costisitor. Dar să vedem cum decurge proiectul pilot. Sperăm până în vară să avem primii copii înscriși la cursuri. Și vor fi oportunități și gratuite, în dependență de rezultate, dar oricum va fi și contraplata. Preconizăm între 175 și 200 de lei. Pe lună. Ulterior aveți în vedere, în cazul în care se... Deci la moment sunt... Da, deci la moment sunt 3 instituții deja sigure care participă în acest proiect. Este Centrul Republican de Copii și Tineret Artico, este un colegiu și este o școală, un liceu, de fapt. Pot să zic? Da? Colegiul Politehnic din Chișinău și liceul Orizont, cunoscut și ca Moldoturc. Deci compania Starnet aia care s-a menționat mai aleg încă una sau două școli, deci este la discreția lor. Noi suntem, deci ATIC este ca manager de proiect pentru a implementa în aceste școli. Ulterior, deci se propune ca să lărgim rețeaua, deci se caută și finanțări suplimentare și parteneri și sunt două metode. Fie că vine partenerul și zice că uite, aș vrea în școala cu tare anume să fie un club de robotică și atunci se merge pe ideea că partenerul dorește acolo și se implementează, fie se va face un fond din care, din resursele căruia, deci deja se lucrează la acest lucru, din resursele căruia, prin aplicație, dacă școala nu are partenerul cel care poate să o finanțeze, dar ar vrea să vadă, are și profesorul, dispune și de sală, pentru că sunt anumite rigori care ar trebui să fie îndeplinite, atunci se va evalua această aplicație și în funcție de numărul de elevi, deci de maximizarea proiectului, se va alege o instituție și se va implementa și acolo. Adică sunt două căi, fie pe calea partenerului, care deja știe unde vrea să implementeze, fie pe calea instituției care, într-un fel, va sta în rând pentru ca să... Dacă va fi nevoie să stea în rând. Noi sperăm că o să încercăm să le acoperim pe toate cât mai curând. Deci,
în primul rând, deci ei tot ce vedeți aici, ei asamblează. Deci ele vin în piese de Lego, așa cum cei care știu pentru copii, deci ei le asamblează. După aia, ei programează, adică ei chiar fac codul, sursă, pentru ca acești roboți să îndeplinească anumite sarcini care li se... care sunt gândite, așa cum v-a demonstrat colegul meu Halo, deci fie că se mișcă, fie că are senzor, fie că trebuie să se oprească, să se întoarcă. Deci astea sunt toate sarcini programabile. Deci ei înșiși fac acest lucru. Asta se numește aplicarea în practică, despre care noi tot vorbim. Este un exemplu de aplicare în practică. Deci mâine și poimâine vor avea loc trainingurile cu specialiștii din Estonia pentru instructori, deci pot să se înscrie încă. Și apoi, deci cine dorește la centru Artico, deci ne scrieți pe info@aronartico.md sau la telefon 856-200. Vă mulțumim foarte mult!